Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Wow. Ți-am pregătit trei minunății, așa trei e. Sfere. Da. Pentru că asta a fost tema de astăzi. De astăzi? Super. Să țină cont că suntem bucătari. Adică nu patiserie, adică nu cofetare. Să avem și noi niște circumstanțe. Am, puneți-o la repede, să nu se... Haide cu ăla, toarnă-l. Trebuie să încep cu o face afară, că este sosul cald. Așa... Tot. Mi se spune să torn tot. Tot. Să știi că băieții sunt foarte emoționați. Hai, a luat-o, s-a topit. Bă, tu fier ca sosul caramel, zic, la nu, o să arscă precum zahărul, zic, stai cu minte, iau încet. Cum ți se pare? Mi se pare foarte balansată ca și gust. În general îmi place combinația de ciocolată și fructe și vanilie. Eu uite, dacă știam, puneam vanilie. Simt foarte puțin accentul de la sosul de fructe către final, ceea ce e bine, îmi rămâne un gust subtil de fruct. Și îmi place caramelul. În momentul ăla mi-a venit o speranță. Voi câștiga această amuletă. Pierdut și asta. Aoleu, cum a nimerit Florin, cum a nimerit-o pe gust, îi place sosul caramel. Pare un mus de ciocolată. În diferite forme, cu texturi, culori. Aceasta are o inserție de ciocolată, asta mare? E, așa se pare, da. Wow, asta e cu inserție. Are ciocolată în plus, foarte bun. În momentul ăla m-am tuflit și eu, și bun. Și eram, acum o câștigă Cătălin. Nu mai zice nimic, uite! Bine, mă! Dumnezeule, s-au aliniat planetele. Au venit sferele pe aceeași linie. Nu cred că e plan. Nu știu, dar s-a liniștit. Aia foarte mișto. Da, sparge. Așa? Da. Wow! Ce surpriză! Are o surpriză. Da. Deci avem o sferă în altă sferă. Suntem în stratosferă. Da, m-a interesat să spargă ăla, să vadă că în interior mai e o altă sferă, care și sfera aia, de fapt, înăuntru avea altceva. Mintea mea zicea de planetar, de intergalactic. O sferă, mai e o surpriză. Pare că mai e o surpriză. Păi suntem plini de surprize! Ok, deci avem mus de ciocolată, mus alb, pare a fistic, pare a mus de fistic. Avem crema de fistic. Da. Crema de fistic. Cum este? Crocant. Să gust și din musul de ciocolată. O să fie o decizie foarte grea. Știm. Și pentru noi mi se pare fascinant. Mă bucur că am inventat-o cu smeura. Mă, și cu fistic acolo, zic. După care ne-a tăiat cramă. Și noi? Cum facem? No, hai, ia să mergem. Hai, la revedere. Doamne, cui a dat domnișoara amuleta după atâta muncă, după atâta trudă, după atâta creație, după atâta senzație, chiar a avut ce să jurizeze, chiar a avut ce să vadă, chiar a avut ce să guste și n-aș vrea să fiu în pielea ei, pentru că pare de luat o decizie foarte importantă. Păi, cel mai nasol e că ți oferă speranță, știi? Zice, îmi place sosul caramel, după aia sasă în partea altă silent, după aia sasă în partea altă... Păi, să-i aduc aminte că tema e sferă, am avut sferă în sferă, în stratosferă. Cine, Doamne, iartă-mă, câștigă amuleta de azi? Că nu ne-a lăsat cu nimic, ne-a dat speranță tuturor. Scărlătescule, tu dacă o câștigi, cu eu dai. Hai, tăticule, dă-o încoace. Bontea, tu dacă câștigi, cu eu dai. Ce să mai mă rogă? Dumitrescule, tu dacă câștigi, cu eu dai. Deci îmi vine să plâng efectiv și dacă o pierd și dacă o câștig. E de Doamne ferește, sunt sigur că dacă n-am să reușesc să o câștig eu, sună cinic, dar tot la mine va ajunge. Toate combinațiile... Într-un fel sau altul, voi fi beneficiarul, depinde de care parte a amuletei voi fi. Bună seara! Ce faceți? Nu facem bine deloc. Nu? De ce? Ne-am cam consumat acolo. Eu după ce am gustat ceea ce am gustat... Sunt foarte emoționat, să știi, Ioana, sunt foarte emoționat. Numai în sufletul nostru și în pielea noastră să nu fi în momentul ăsta. Știi cum este acum? Chinul duce uneori la evoluție. Da. Și când îi chinu eu, este doar de bine, pentru că eu o iubesc.
Și ați făcut o treabă minunată în seara asta. Eu ce am făcut, am făcut pentru prima dată. Sunt foarte mândră de voi. Și eu la fel, că toți trei am făcut-o pentru prima oară. Foarte serios vorbind, chiar am apreciat fiecare farfurie și pot să spun că a avut fiecare câte ceva aparte. Toate texturile de la mosul de ciocolată pe care l-am gustat erau impecabile. Nu am simțit gelatină, nu am simțit stabilizator, am simțit ciocolată, deci din punctul ăsta de vedere toate au fost stabile. Din punctul ăsta de vedere au ieșit. Deci, poți să-ți dai seama, n-am transpirat, n-am muncit, nici eu, nici ăla, niciodată în halul ăsta. Am schimbat 20 de perechi de mânuși, nu mai puteam. Colegii mei au fost senzaționali, iar farfuriile spectaculoase. V-ați descurcat impecabil. Iar această amuletă va fi câștigată doar de unul dintre voi. Clar. Amuleta supremă. Ioana, am să te rog acum să ne spui farfuria câștigătoare. Din nou, am toată aprecierea pentru toate cele trei farfurii. Dar n-a fost o decizie ușoară. Am ales farfuria care, din punctul meu de vedere, a respectat cel mai bine tema. Și este farfuria care cuprindea mai multe sfere, deci care avea o sferă mare de ciocolată, iar în interior o sferă mică. Avea ciocolată și cremă de pistic. Prima oară în viața mea când fac așa ceva, am muncit ca Isaura, mi se spune. Sărmula, mulțumesc din suflet. Și nu pot să cred, cu mare drag, și nu pot să cred că ai realizat-o pentru prima dată. Tam, 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 tam. Naveta spațială, bomba cu neutroni, a mea câștigat amuleta. Felicitările sunt în mod egal. Și către Florin și către Cătălin, care nu mai este. Asta am spus, că n-a fost o decizie. Chiar n-a fost o decizie ușoară. Felicitări încă o dată. Frumoasă, frumoasă, frumoasă. Bravo. Bravo, Sorine. Felicitări, chiar amuleta asta putea să ajungă la oricine. Îți mulțumim frumos, Ioana, și sper să ne mai revedem. Cu drag, nu sigur. Te îngrijora pentru Cătălin, pentru că el este pasional, așa reacționează el. Și gătește cu sufletul, chiar dacă nu admite asta. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Eu vă mulțumesc. Seară frumoasă. Mulțumim mult, la revedere. Mulțumim din suflet. Lucky, lucky, lucky me, I'm a lucky son of a gun. Adevărul că am muncit ca nebunul. Eu am fost foarte mâhnit și sunt în continuare foarte mâhnit. După jurizare, la cât am muncit și la ce am făcut în farfurie, nu zic că o meritam eu. Eu sunt mâhnit că am pierdut-o. Să știi că băiețelul meu mi-a zis, mama, la șef Florin trebuie să se ducă. Nu mă faceți grijă. Și am oricum, vreau să vă spun... zic că pentru noi chiar era destul de complicat să facem o departajare între cele trei, sincer. Da, și da, noi, fără subiectivism, chiar era... Toate, oricare dintre noi putea să câștige. Nu pot să mă supăr că a câștigat-o Sorin. A fost o jurizare corectă. Da, uite, vezi, le lipești și frumos aici. Uite ce frumos vine. Vezi? Suntem de-abia la început. Mai sunt atât de multe amulete, încât nici nu știi care e de fapt cea mai puternică. Până aici, asta e cea mai puternică. Ca o artată de fată. Am muncit să mă apicioară, nu am muncit. Zău am muncit. Eu am obosit psihic, nu fizic. Și toți suntem la fel, pentru că ne-am concentrat foarte mult, făcând chestii pe care nu prea le-am făcut. Bă, frate, ca la nebun m-am chinuit. Sincer, acum chiar am nevoie de o pauză. Deci mental am nevoie de o pauză mai lungă. Sub presiune nu mai pot mâna pe ciocolată. Nu la nivelul ăsta. Am adus aici, un aici. Tort de ciocolată cu smeură. What? Am adus și cupcake-urile pentru că sunt... Da. Sorin a fost foarte, foarte fericit. Am înțeles apoi că a fost pentru prima dată când a creat acest desert și când a făcut așa ceva. Îmi imaginez că trebuie să fie extrem de satisfăcător să poți să obții amuleta în urma acestui efort. Acum am înțeles ce mi-a dat mie. E sătulă de forme de astea.
Pot să zic că pe șefii am găsit un pic triști, emoționați, istoviți. Înțeleg că a fost o probă cu mult efort și multe emoții, mai ales în momentul în care știi că vei fi jurizat de cineva care este în domeniu. Eu nu mi-am mai confirmat încă o dată că nu sunt făcut pentru această meserie. Trebuie să ai foarte multă răbdare. Mi-a plăcut foarte mult experiența de astăzi. M-am bucurat să fiu aici. Până data viitoare. Puneți una pe mine, vedeți? Deci eu are mâinile rece. Da? Vezi aia. Asta a fost, femeie. Steaua morții a câștigat proba. Nu mai e melodia lui. Mi-e trebuie să fie acum a mea. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.